Bună ziua, bine ați venit! Pe ordinea dumneavoastră, cunosc astăzi, aș începe în a prezenta serviciul pe care îl conduc și intențiile noastre legate de a doua întâlnire pe teme de turism. Prima întâlnire a avut loc la Stăniu Moldova, cu ocazia zilor Stăniu Moldova, și atunci domnul primar a insistat și chiar a fost o idee bună de a include și în programul zilelor Mădeștiului o manifestare, o masă rotundă. Domnul Botezatu, Serviciul Public Județean pentru Promovare Turism și Coordonarea Activității de Salvament, un serviciu care se ocupă cu administrarea Pârtii Deschide Stănii Moldova, de promovarea turismului și de activitatea de salvament. Suntem 3-1. Pe parte de turism, începând acest an, mă ajută colegul domnul Pintilie Iulian, director adjunct la acest serviciu, care se ocupă numai de promovarea turismului. 90% din activitate. Serviciul nostru a reușit în scurt timp să miște puțin lucrurile în județul Bacău. Ne vedem prezent și se simte prezența noastră prin site-ul care l-am promovat, site-ul de promovare turismului Bacău, prin site-ul Pârtiei Nemira, prin alte activități la care participăm și încercăm să promovăm județul Bacău. Participăm la târguri, prima ediție a târgului a fost la Bacău, în 2013-2014 primăvară, participăm la târgurile de turism ale României. Întâlnirea noastră de astăzi, sau motivul întâlnirii, o idee mai veche, de zile, cu domnul Nănescu, alt manager Interturba, și cu alți parteneri privați, cu obiect de activitate, turism, cazare, promovare. Am încercat și am făcut invitații astăzi pentru zona privată, pentru OAT-urile din zona cu potențial sau din alte zone unde am identificat cât de cât niște obiective care pot fi promovate și dorința noastră este de a înființa o asociație de promovare și dezvoltare a turismului în județul Bacău. În mapele care le aveți, colegul domnul Pintilie a prezentat, sau aveți niște materiale începând cu pașii care trebuie făcuți, un draft de statut, un draft de act constitutiv, cu alte probleme pe care vreau, din experiența celor care au lucrat, au informații, știu cum se face. Disponibilitatea noastră a serviciului public județean este totală. Noi o să ne ocupăm de toată partea de organizare, de până la înființare, și când este înființată, stabilim, încercăm să respectăm statutul, discutăm actul constitutiv, disponibilitate totală, în ideea de a începe anul 2017 cu asociația înființată. Partenerii OAT-ului în principal ar trebui să știe și în bugetul pe 2017 să-și prevadă un mic buget și pentru o taxă care trebuie plătită la asociații. Sunt elemente tehnice pe care nu vreau să le dezvolt, nu le cunosc foarte, foarte bine, dar ideea de a face o asociație cred că este bine. Mulțumesc pentru găzduire, mulțumesc pentru invitație. Domnul primar, am fost și am văzut și deschidă. Îl rog să prezinte, sau întâi, eu aș vrea să prezint, avem invitați de la ADR Nord-Est, avem primar, eu nu vă cunosc în principiu. Haideți să ne prezentăm, asta ar fi și propunerea mea. Începem într-o ordine de la stânga la dreapta, reprezentat pe mine și domnul Pintilie Iulian, director adjunct și inspector de specialitate promovare turism, domnul Buznea, este cel care scrie, care întreține site-ul, cel care pozează, cel care este prezent la toate evenimentele. Are o pasiune, este jurnalist la bază, și pregătire și pasiune pentru ceea ce face. În rest, domnul primar. Da, Iorel Livie, primarul municipiului Moinești, gazdă și sper din tot sufletul să plecăm astăzi de aici cu lucruri concrete, cu pași concreți pe care să-i facem, pentru că de discutat am mai discutat, am mai avut discuții și e vremea faptelor, da? Mulțumesc frumos! Da, Gheorghe Baciu, primarul orașului Stănii Moldova. Mulțumesc invitației lansate de Consiliul Județean. Mulțumesc, domnule primar, pentru găzduire. M-aș bucura foarte mult să aflăm care este scopul acestei asociații, cum este ea gândită, dacă nu să îl convenim împreună astăzi, dacă deja sunt niște păreri să le auzim, pentru că de 2 luni de când sunt primar, deja am contact cu niște asociații făcute, ADIB, ADIS, și aș vrea să învățăm din trecutul lor ca să nu repetăm greșelile, să facem mai bine lucrurile. În același timp, ultimii 12 ani am fost președinte, vicepreședinte la mai multe asociații și fundații și am o experiență în ceea ce privește ONG-urile și m-aș bucura să ne consultăm și pe partea aplicativă, tehnică a acestei asociații. Iorghiță Marius Gabriel, vicepreședinte Consiliul Județean, vă mulțumesc de invitație. Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești. Cred că e o idee foarte bună, înființarea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului în județul Bacău. Toată deschiderea, sprijin și la fel și eu am experiență în diverse asociații și fundații și cred că experiența noastră își va spune cuvântul în asociația pe care încercăm să o punem astăzi pe picioare. Mulțumesc! Mihaela Elena Anton, sunt viceprimarul orașului Sâmnic Moldova. Am venit aici pornind de la convingerea că împreună și colaborând putem să dezvoltăm mai bine potențialul turistic al județului Bacău și îmi doresc ca prin această asociație să găsim cadrul tehnic cel mai potrivit pentru a face asta. Mulțumesc! Alexandra Sufron, sunt consilier la Sâmnic Moldova. La fel îmi doresc să văd mai mult turism în Bacău și să vedem ce iese din această asociație. Bună ziua, Cărnești Vitor, Centrul de Afaceri și Politici Bacău. Marius Cerghici, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău. ADR Nordest, Biroul de Promovare Regională. Paramisorina ADR Nordest. Sigur că călătorim în țară, vedem aceleași lucruri pe care le-am vedea și la noi. Numai că trebuie să le promovăm mai mult. Răzvan Tudose, primar Comuna Zemeș. Eu sunt novice, mulțumesc domnului primar Iorel Livie pentru sfaturi, pentru invitație, cu deschidere totală și sper să țin pasul dumneavoastră. Mulțumesc! Tichiseanu Ana, șef serviciu buget, primăriatul Buznea. Cristian Ciubotaru, administratorul public al primăriei orașului Târgu Ocna. Reprezentăm aici împreună cu colega mea, pe domnul primar Ștefan Șilochi și orașul Târgu Ocna și ca și localitate, stațiune turistică, venim cu drag și vrem să punem numărul și să construim o asociație care să funcționeze și Bacău, prin orașele și prin stațiune care are să conteze pe harta turistică a României. Aslave Adrian, consilierul primar din Dărmănești, domnul Nicolae Ignatiu, sunt reprezentant de domnului. Sperăm ca județul Bacău în întregime să profite în urma înființării acestei asociații și turismul să prospere pe fiecare zonă în parte. Iorel Costea, Primăria Municipiului Măinești, Departamentul Cultură, Tineret, Activități Publice și Mediul de Afaceri, membru în echipa de implementare a proiectului de promovare a potențialului turistic municipiul Măinești de 4 ani de zile. Mădălina Urnău, administratorul public al municipiului Măinești. Mariana Urnău, secretarul municipiului. Mărintea Vier, viceprimarul municipiului Măinești. Directorul General Interturba Bacău și reprezentăm din firma noastră la ora aceasta de ținut de președinție a Consiliului Teritorial Nord-Est, pașmatul ANAR. O să intervin mai târziu cu detalii. Inițiativa ne aparține. Simțim că este necesar și chiar posibil să și facem acest lucru. Județul Bacău merită să fie promovat, să fie pe harta turistică a României. La momentul potrivit vorbim și de detalii și mă mai bucur un lucru. Discuțiile acestea noi le-am mai avut. Cred că domnul primar merită această întâlnire să fie aici. Felicitări pentru ce organizați acum și să aveți succes. Mulțumesc. Pentru mărineșteni și pentru toți cei din jur. În momentul în care a fost invitat să reactualizăm această propunere, fiind la dumneavoastră acasă, am venit tot acolo. funcția de director. Am să rog pe colegul meu, Iulian Pintilie, care a pregătit, să spunem, niște materiale, să începem cu primul punct, etapele înființării, detalii. Deci, ceea ce am gândit noi aici nu este definitiv, ne consultăm, îl modificăm, adăugim, doar să știm că într-un termen de cei care își dau acceptul să facă parte în această asociație, să fie în cunoștință de cauză, să accepte și oricum, cu domnul președinte, cu domnul director am vorbit, cu membrii fondatori 5, 6, 7, 8, 9, 10, avem intenția de a da drumul acestei asociații. O să detaliem înainte de a vorbi și domnul Pintilie, vreau să spun că avem bune practici la nivel național. Avem statutul acesta, funcționează la asociații deja cu activitate importantă, Asociația Litorală Delta Dunării, Bucovina, Târgu Jiu și altele. Deci cred că puține lucruri ar fi de adăugat. E important este că aceste bune practici le putem aplica foarte repede și la noi. Este un statut preluat și care funcționează foarte bine în alte parte. O să fiu scurt, mi-au desfășurat munca. O să vă rog doar pe aceste tabele să vă treceți numele și datele de contact, pentru că în urma acestor discuții eu v-am pus în mapă și materialele la care am lucrat în ultimul timp și pe fiecare material aveți, eu știu, eventuale propuneri, adăugiri sau completări, pe care o să vă rog să mi le trimiteți pe mail și până la prima ședință, care sper eu să aibă loc după înființarea asociației, să le putem discuta și batem cu ei oarecum și să poată demara până la urmă acest proiect. Vreau să fiu scurt pentru că țin mult să-i dau cuvântul domnului primar. Sunt zilele Moineștiului și cred că e cel mai oportun ca să începem cu dumnealui. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru apreciere, mulțumesc că mi-ați oferit ocazia, gazdă fiind, să punem bazele și să facem pași importanți în construirea acestei asociații. Așa cum spunea și domnul director Onescu, noi ne-am mai întâlnit și la centrul de afaceri, salut aici pe domnul director și dânsul, dar la ultima întâlnire a noastră pe această temă. Pragmatic vorbind, etapele de înființare a unei asociații, cred că mulți dintre noi am făcut asociații, știm, recent la Moinești, doamna secretar, tocmai a parcurs, acum lunile acestea, etapele înregistrării unei asociații și nu cred că ar trebui să intrăm în foarte multe detalii tehnice, care nu e cazul să le discutăm noi aici, ele sunt conform legii, ci doar să desemnăm persoane care să facă lucrul acesta. Denumirea este Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bacău. Rămâne aceasta. Cerem rezervarea de nume, că asta este primul pas pe care știu și eu că trebuie să-l facem și toți pașii care trebuie să urmați sunt cei prevăzuți de lege. Deci, prea multe, nu știu dacă ar fi comentarii pe tema denumirii sau... Da? Sunt comentarii... Încercăm să fim practici, într-adevăr, timpul dumneavoastră acum este foarte prețios. Aș vrea să încercăm să fim foarte pragmatici și atunci putem să pornim așa. Suntem și cu supunere de vot, ca după aceea să vedem și care sunt membrii fondatori. Suntem de acord cu denumirea asociației. Credeți că după aceea putem să adăugăm și un apendix Bacovia sau ceva, dar eu zic că acum să trecem de primul pas, să zicem, este asociația de promovare și dezvoltare a turismului Bacău. Este unul, da? Pasul 2, la care invit domnul Pintilie să-și dăm lista și chiar să pornim, dacă sunteți împuterniciți, să anunțați o astfel de decizie, să fiți membri fondatori, să o luăm de la un cap la altul și să zicem, da, Primăria Moinești devine membru fondator asociației. Intertur este sau Primăria Onești sau celălalt. Unde nu este delegație, să fixăm un termen limită, minim, de 2-3 zile, unde să vină după aceea de comunicarea deciziei de a fi membru fondator. Orice asociație nu poate să funcționeze dacă nu are un buget minimal. Aceasta a fost și un lucru care ne-a predicat după întâlnirea de acum 2 ani, domnul primar, de la centru de afaceri și blocarea târgului de turism de Bacău, să mergem mai departe. Cunoscând și practica altor asociații pe tema aceasta și până am învățat noi să dezvoltăm, să obținem fonduri pe proiecte europene, trebuie un lucru esențial să-l evidențiem aici. Patronatele sau sindicatele din domeniul turismului sau din administrații locale nu au acces la fonduri. Din asociații de promovare, dacă ne pricepem și dacă o să băgăm în executiv și oameni care se pricep, putem accesa fonduri, inclusiv europene, ca să pregătim materiale sub diferite forme pentru promovare. În sensul acesta, le-a recomandat și domnul Pintilie și domnul Bătrânatu ca să acceptăm de la început și deci să mergem mai departe o diferențiere a cotizației anuale. Și pentru că, discutând de Consiliul Județean, am vorbit cu domnul vicepreședinte Floroiu și a spus că avem deja acceptul dânsului. Vorbim de primăriile principale din localitățile, din municipiile din județ, dar și de, să spunem, Târgu Ocna, Sărin Moldova, centre turistice importante pentru noi, să diferențiem cotizația în sensul ca primării și Consiliul Județean să accepte o cotizație de 5.000 de RON anual și alte entități, agenții de turism, hotelieri, cei cu activități apropiate de turism și care vor să fie membri, indiferent din ce domeniu de activitate, 500 de RON anual. Pe un buget minimal de genul acesta putem porni de la început cu, pe lângă o structură de conducere care e asociativă, aici putem să o discutăm și dacă zicem un președinte, doi vicepreședinți, e vorba de executiv. Executivul care trebuie, pentru început, să fie cel puțin un secretar executiv și care acesta va trebui să fie renumerat. Și apoi, pentru celelalte cheltuieli de înființare, banii aceștia sunt necesari. Legat și tot de aici mai departe și vi le spun mai de la început ca să puteți interveni și dumneavoastră, noi avem două propuneri pentru sedii, bineînțeles că le căutăm pe zona de contract de comodat, foarte potrivit mi s-ar părea mie, fie la centru de afaceri care are legătură cu lucrul acesta sau cu mai nou, acum exact la sediul Centrului de Promovare și Turistică și Salvamont, a fi o continuare foarte bună a ceea ce fac înși. Deci, prima, dacă nu sunt alte observații, aș vrea să începem de la dumneavoastră încoace și să zicem. Eu reprezint primăria Onești, da, vreau să fiu membru fondator, ne trecem pe listă și semnăm. Și după aceea mergem mai departe. Dar dacă sunt și alte observații, vă rog. Eu am un comentariu pe partea asta de membri. Dacă la denumire iese asta, specificația de denumire este foarte bună. Dar dacă nu iese, atunci o modificăm. Dacă iese, așa, la membri. Până asta a spus că Intertur vrea să fie membru. Eu de la Sănim Moldova văd organizarea puțin diferită, în sensul în care membrii în această asociație să fie consiliile locale de primării, care împuternicesc primarul sau un alt membru care să-i reprezinte și pot fi alte asociații membri de turism care sunt în județ constituite ca membri în Asociația Turismului Județean, pot fi asociații patronale sau asociații profesionale. Din momentul în care aducem un SRL, membru în această asociație, avem o problemă pe partea de decizie. O să dorească și alte SRL-uri să vină și o să amestecăm decizia publică cu decizia dumneavoastră. Această asociație mai poate să aibă membri susținători, membri simpatizanți sau membri de onoare. Intertur poate să fie un partener al asociației pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Nu, discutăm de principiu că dacă facem această asociație, mi-aș dori să fie membri în asociație UAT-urile. Asta este punctul meu de vedere, ca să nu amestecăm lucrurile, pentru că la un moment dat un membru privat are un interes și un membru UAT are un alt interes. Prin parteneriat acestea pot să convergă sau pot să fie pe culoare diferite. Vă pot răspunde punctul. Intenția mea nu e neapărat ca să fie intervot, pentru că am și în domeniul meu de activitate la firmă foarte mult. Păi sunteți la o asociație. Și de la început am spus asociația de turism, membră. Nici îmi doresc să fiu cumva în Consiliul de Conducere a acestei asociații. Și cred că observația dumneavoastră este foarte pertinentă. Nu este nici o... Dar poate veni asociația care o reprezenta dumneavoastră. Da, dumneavoastră. Asta este corect. Absolut sigur. Să fie membru, să vină, un membru are dreptul să propună, să voteze, să... Eu știu la celelalte asociații că sunt și hotelieri sau care vin cu plus valoare, agenții de turism și altceva, dar... Dar hotelierul are un scop și consilierul local care votează, spre exemplu, o decizie are un alt scop. Și atunci, ca să nu ne trezim că nu este funcțională această asociație, nu cu alt scop, atunci parteneriatul poate să îi adune. Fiind de fapt singurul care sunt de membru din zona privată la această întâlnire, sunt total de acord cu propunerea dumneavoastră. Asta nu vreau să fiu eu pedică deloc în constituirea socială. Pentru că în situația în care propunerea mea este agreată, Biroul Județean de Turism trebuie să informeze toate OAT-urile să vină parte, să nu ne trezim, noi nu suntem mai deștepți, suntem membri fondatori și voi sunteți mai de mâna a doua. Ca să pornim cu asociația sănătos, în sensul în care i-am consultat și le dăm un termen să-și voteze în Consiliul Local această dorință, această solicitare. Consiliile locale votează că vor să fie membri și pe baza recomandării pot veni pe parcurs. Dar s-a parcurs etapa asta. Dar noi nu avem hotărâri de Consiliul Local. Nimeni nu are hotărârile de Consiliul Local. Vreau să precizez că s-a parcurs și acum 2 ani și acum anul acesta etape de informare. Au fost trimise adrese, după cunoștința mea, invitații de participare chiar și la întâlnirea... Sunt și primari noi, domnul primar, care acum 2 ani nu avem... Da, dar primarii noi trebuie să-și citească corespondența, atât. Și să răspundă cu da și nu. Sau dacă nu știu, să întrebe un prieten, să sune un prieten. Da? Da. Simplu. Confirm ce spune domnul primarul de Ilie, au fost trimise invitații tuturor OAT-urilor din județul Bacău, cei care sunt prezenți au și... Bun, în situația asta, până nu avem rezervarea de denumire, nu putem să emitem Consiliul Local, nu poate să voteze, să fie membru la o asociație care s-ar putea să nu aibă denumirea asta. Haideți să o luăm cronologic. Durează 2 săptămâni să avem denumire. Nu întrunim consilii locale. Deocamdată, mergem pe ideea, eu susțin ideea, ca fiecare reprezentant, un din cei prezenți ai unui UAT, să-și exprime intenția de a deveni membru fondator. Haideți să parcurgem această etapă. Etapa următoare este ca primarul, în cazul în care nu este de față, da, să facă o scrisoare de intenție către serviciul public. În momentul când avem parcurs această etapă, și în această perioadă putem să informăm în continuare și celelalte OAT-uri. Suntem în faza de declarație de intenție. Pentru că orice intenție a noastră a primarilor trebuie întărită de o hotărâre de Consiliu. Ulterior, în cadrul acelei hotărâri de Consiliu, doamna secretar, mă urmăriți, vă rog, da? Deci, în aceeași hotărâre se aprobă participarea municipiului Moinești ca membru fondator al organizației, da? Se împuternicește persoana, primarul, altcineva care să reprezinte în această asociație și se stabilește la articolul 3 chiar și cuantumul cotizației. Da? Deci, acum, repet, suntem în faza de intenție. Haideți să vedem în faza asta de intenție, din cei prezenți, dacă cine își exprimă intenția de a fi membru fondator. Mă văd nevoie să intervin și eu. Vreau să salut gazele noastre pentru inițiativa de a continua tradiția întâlnirilor pe această tematică. De adevăr, patronatul pe turism din județul Bacău, împreună cu Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, au inițiat încă din 2014 asemenea inițiative. Am avut întâlniri și cu Asociația de Promovare Turistică din zona Constanța Delta Dunării, care au venit cu bune practici pe domeniu și ne-au asigurat de toată implicarea lor consistentă și profesionistă pe domeniu. Probabil că dacă nu era Bacău, cu siguranță era Moineștiul, recunoscut ca fiind o zonă cu potențial turistic împreună cu Târgu Ocna, Slănic, Moldova. și cu inițiativa administrației locale de a promova județul și valorile locale, noi ne manifestăm dorința de a continua acest proces. Observ că deja sunt discuții pe care noi le-am mai avut acum 2 ani. Cu siguranță actualii primari nou aleși nu sunt vinovați că se confruntă cu aceleași discuții. Ele vor exista întotdeauna. Important este să scurtăm timpii, din punctul meu de vedere, și cine consideră că poate adera și poate depune o cotizație lunară sau anuală, trebuie să ia inițiativa să facă un proiect de hotărâre în Consiliul Local și apoi, dacă există feedback-ul de la Consiliul Local, favorabil, desigur, să se înscrie în asociație și în următoarele etape chiar să construim ceva pe acest subiect. Noi măcar o să rămânem în istorie că am făcut 3 ediții sau 4, nici nu mai știu cât, nici nu mai contează, de târg de turism, cu adevărat târg de turism în județul Bacău, în condițiile în care se spunea la unison, indiferent de culoarea politică, de administrație și de domeniul profesional în care activam unii sau alții, că Bacău e mort din punct de vedere turistic. Acum dați-mi voie să fac și o paranteză, chiar dacă ADR Nord-Est este prezent aici și cu atât mai mult că este prezent aici, dacă noi susținem această idee care convine foarte mult județelor Suceava și Neamț în mod deosebit, dar și Iașului, cu siguranță că vom crea culoare favorabile de dezvoltare turistică și de alimentare a circuitelor turistice regionale către aceste 3 județe, în detrimentul județului Bacău. Prin urmare, trebuie să ne strângem rândurile, să scurtăm timpii și, efectiv, să ne promovăm interesele noastre în județ, pentru că avem ce oferi, atât din punct de vedere economic și cultural, cât și ca obiective turistice, și ar fi păcat ca fondurile europene să se direcționeze, aș spune în mod subiectiv, doar către Bucovina, asta în condițiile în care am și eu ceva sânge bucovinean, dar nu asta e relevant acum, apăr interesele județului Bacău, dacă se direcționează către Neamț sau către Iași. Deci important este ca toate aceste inițiative să se concretizeze în număr de turiști atrași, în număr de camere de hotel ocupate, în număr de patroni de, eu știu, de locații turistice mai fericiți, care să ofere locuri de muncă mai bine plătite și în număr mai mare și să-și dezvolte infrastructura, să o modernizeze, așa cum s-a întâmplat chiar în ultimii ani în unele părți din această zonă, astfel încât să oferim ceva celor care ne vizitează și să existăm pe această piață a turismului, în condițiile în care industria grea și de tradiție din zona Bacău, Onești, Comănești, Moinești nu mai este. Cred că asta este alternativa din punct de vedere economic pentru noi toți. Prin urmare, vă stau la dispoziție. Eu personal sunt în grupul de lucru pe regiunea Nord-Est pentru promovarea turismului în regiune și cred că cuvântul nostru trebuie să fie mult mai puternic acolo și să fim implicați în toate proiectele cu finanțare europeană în care Bacău trebuie să existe, în primul rând, și apoi să dezvolte ceea ce noi ne propunem acum aici. Mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, din partea ADR, știu că sunt colegi, dar am avea ceva de adăugat în privința asta și dacă dumneavoastră considerați că este util, v-am vorbit despre altceva, despre partea cealaltă a medaliei, pentru că nu numai fondurile există și aceia dintre dumneavoastră care au fost la Sonic Moldova acum mai bine de o lună de zile, poate și aduc aminte că domnul director însuși a spus că la un moment dat fondurile acestea se vor termina, iar noi trebuie să gândim și că avem deja multe lucruri pe care le-am putea utiliza mai eficient și aici contribuția e de o natură puțin mai complexă. Avem o abordare strategică în privința asta și în privința partenerilor care ar putea contribui și care ar putea aduce plus valoare și dacă considerați că aceste lucruri vă sunt utile, cu mare plăcere vi le putem povesti în câteva cuvinte, pentru că aici avem și mediul privat prezent în mai mare măsură decât la Sonic Moldova. Sunt de acord. Ar vrea să depășim ce avem de făcut, atât avem acum ce avem de făcut, de unire, ambianțe de participare. Am făcut-o și trebuie să recunoască. Cei care au răspuns invitații sunt acele OAP-uri care au ceva de spus. Deci nu pot să-mi spun asociația sau să-l oprim pe cineva de la o localitate, nu vreau să greșesc, să spunem, de la Gioceni, care nu are ce să promoveze. Deci aici sunt reprezentanții acelor OAT-uri care au ceva, au o zonă, o biserică, au un obiectiv pe care un muzeu și vor să participe în această asociație. Nu o să mai lungim treaba, dacă e nevoie, mai facem o scrisoare să solicităm, dar cred că e depășit momentul. Aș vrea astăzi să vă exprimați măcar punctul de vedere sau să stabilim da sau nu, sau spre informare primar și în 3 zile să dați răspunsul, să găsim o persoană care să fie director executiv sau secretar executiv, persoana care trebuie să muncească, să găsim o locație, să stabilim o locație și pe partea de organizare și înființare, serviciul județean, prin domnul Pintilie, o să ocupe de toate treburile astea. Deci ne trebuie o locație. Dacă am început la centru de afaceri și expoziții, se poate? Da. Un contract de comodat, spațiu, utilități cu tot? De comodat, nu. Centrul de afaceri și expoziții aparține primăriei municipiului Bacău. Da, trebuie să faci comodat. Ar trebui să fie pe suport de Consiliul Județean, dacă primăria nu este membru. Deci, la un moment dat, se este nu știu unde. Dar primăria Bacău este reprezentată. Bun. Agenția de dezvoltare locală. Deci, domnul primar, am putea nici serviciu condus domnul Marius, să vină aici să discute despre treaba asta. Și bănuiesc cu informații și... Sediul este cel mai puțin lucru. Statutul, noi trebuie să, când propunem în Consiliul Local, totuși să avem un draft de statut. Este. Dar acest statut, spre exemplu, așa dintr-o lecturare rapidă, Comitetul Executiv este format din președinte, vicepreședinte. Consiliul Director este format din președinte, vicepreședinte. Comitetul Executiv este parte de staff, care este format din director, contabil, secretar și mai departe. Sau dintr-un singur om la început. Sau dintr-un singur om, dar ele trebuie prevăzute în statut și nu trebuie să intre în conflict. Avem un președinte la Consiliul Director, mai avem un președinte la Comitetul Director. O chestie foarte simplă. Haideți, domnul Botezatul, să luăm asta în format electronic, le lecturăm, le propunem. De principiu, astăzi eu, primarul de Sănești, sunt de acord că, și ne dorim să fim membri fondatori. Expres aș vrea când pornim, să pornim cu un statut foarte bine făcut. Uitați, noi avem 4-5 statute în 12 ani. Le-am îmbunătățit mereu. De ce? Pentru că Direcția Județeană de Tineret și Sport nu poate să finanțeze o acțiune de sport în județul Bacău dacă asociația respectivă nu are trecut acolo tineret. Da? Și o chestie foarte simplă. Trebuie să punem un articol în care susține dezvoltarea sportului tinerilor și așa mai departe. Sau bătrâni, sau alte. Că nu se știe ce oportunitate va apărea la nivel județean. Pe suport de turism. Putem să plimbăm și pensionarii. Spre exemplu, să-i duci cu autobuzul de la Bacău la Moldova sau la Moinești și în altă parte. Și atunci, în 3 zile ne spunem fiecare punctul de vedere și se face un statut în care avem și agrementul cumva și propunerile celorlalți membri. De ce adresă de e-mail? Cine se ocupă? Păi lăsăm acum. Când scriem acum astea, să circule un document. Documentul acesta va rămâne la noi. Colegul nostru nu e dimineață. Mă văd nevoit să intervin, dacă începem doar prin corespondență electronică, ar trebui să stabilim o persoană, un președinte onorific, care se ocupe de adrese, de strâns e-mail-uri, de... Păi nu, o face Direcția de Sport. Nu, o face Direcția de Turism. Da, o facem noi. Continuați acțiunea care ați avut început. Exact. Da. Și când o apare, o să fim în fază de a stabili președinte. Dar până atunci puteți cere rezervare de denumire, că asta se obține în 2 zile. Rezervare de denumire și transmitem spre studiu, actul constitutiv și nu se cheamă... Bun, mai sunt observații la patrimonial. Că acolo, la patrimonial, iar sunt observații. Adică, noi suntem un OAT care intrăm în parteneriatul ăsta și punem la dispoziție toată infrastructura localității. Dacă doreați să veniți cu niște obiecte de inventar acolo, pot rămâne la dumneavoastră și să le luați acasă, asociația mă refer, sau, dar să nu punem noi să venim să ne încurcăm cu terenul, cu chestii și acolo trebuie reglementate. Dacă punem un proiect pe județul Bacău de dotare cu, să zicem, cu ceva, nu știu, da, de informare sau poate cu refugii de turiști sau cu ceva, nu știu, pe munte, atunci astea trebuie reglementate ca și patrimonial în asociație. Adică asociația rămâne cu ele în inventar și în situația în care se dizolvă asociația, dau un exemplu. V-aș ruga, domnul primar, să faceți distinție clară între serviciul public județean de promovare a turismului și salvamont și asociația de promovare care este cu proiectul. Da, dar asociația va trage resurse din fonduri locale, județene, naționale și așa mai departe, să pună niște obiective. Aceste resurse vor fi duse și în niște obiecte de inventar, mijloace fixe și așa mai departe. Deci atunci ele trebuie să reglementate la un punct de patrimonial foarte două linii, în statut. Haideți să ne oprim, să nu mai discutăm statutul acum. Deci îl dăm spre studiu și... E o dezbatere amplă. Da? Da. Deci o să-l analizăm fiecare, o să-l primim în format electronic, o să facem modificările într-o oarește bolduire, italic, culoare, ca să se vadă ce modificări s-au făcut și formăm un grup foarte simplu de, da, cu adresele de e-mail și îl transmit în momentul când avem un punct de vedere. Legat, am să revin la partea de membri și membrii fondatori. Deci, în toate organizațiile sunt membri fondatori, dar asta nu împiedică oricând, oricine să bată la ușă și să spună vreau să devin și eu membru. Nu mai este membru fondator, este membru. Dar statutul de membru fondator este statut onorific. Nu presupune. Tot un vot ai ca membru și ca membru fondator. Nu cred că în statut trebuie să prevedem că nu știu ce are membru fondator. Dacă trebuie să începem de undeva. Am sentimentul că iar o să mai treacă un an. Vă spun. Nu. Nu o să treacă. Putem să facem un deadline acum. Stabilim 15 octombrie. Uitați, 14-16 octombrie avem un eveniment la Stănic. Vă invit în weekendul acela pe 14, vineri, să semnăm, să facem semnarea. Adică să venim acolo așa, cu hotărâri de consiliu. Da. 14-16 octombrie. E suficient 45 de zile? E suficient. Este 40, da? Și dacă numai 4 OAT-uri și vine și ADR. Familiarizat cu limbajul acesta, vă rog. Facem o se pornește constituirea asociației și vorba domnului primar după aceea poate să vină oricine, nu cu oricine către... Numai că trebuie pornit și pentru asta și numai 4 AT-uri și ar fi suficient să facă asociații. Cei care sunt foarte aplicați și foarte direcți, cum sunteți dumneavoastră să facă. Da. Bun. Haideți să... Să spun... Da, mi l-a prezentat. Mi l-a prezentat, dar nu toți îl știu. Da, n-am fost toți prezenți. Câteva ar trebui să spuneți. Noi știm. Vă rog, vă ascultăm. E o treabă pornită deja și trebuie să... E o prezentare? Am pe cineva acolo la butoane? Nimeni? Îmi pare rău că la noi a fost așa foarte discutat. Să intrăm pe ADR Nordest și să accesăm pe net. Dacă se poate intra pe net. Da, dar vreau să vă spun, în momentul de față nu găsiți pe net, dar veți găsi, sunt câteva lucruri de principiu și eu aș începe prin a face două mici corecții la ceea ce a spus antevorbitorul meu, domnul Fricop. ADR-ul nu direcționează bani. Nu am spus asta. Ba da, ați spus textual. Da, am fost exprimare greșită. Deci banii se duc acolo unde vin proiecte care sunt depuse licitate. Dacă proiectele vin mai bine dintr-o parte sau din alta, asta e de dorit să vină toate... Nu, proiectele se fac, ele se aplică, nu ADR-ul direcționează banii. Unul la mână, doi la mână. Ați făcut o referire la capacitatea de cazare. Vreau să vă spun că noi în perioada asta lucrăm la reactualizarea strategie de dezvoltare inteligentă și o să vă explic imediat exact la ce se referă. Întâmplător lucrez chiar la partea de turism și, mă rog, nu întâmplător, și pot să vă spun că indicatorii din punct de vedere strict al capacității de cazare cresc. Problema este că indicele de utilizare e același. Suntem în jur de 22% și chiar dacă ele cresc... Și aici am niște grafice ce am putut să scot dimineață foarte repede. Am 3 exemplare, o să le las să circule. Aveți o distribuție, o analiză, o serie a sosirilor în regiunea Nord-Est. E ușor de văzut că arată ceva de genul ăsta cu picuri. Deci aici avem 5 ani. Urmați seria distribuția lunară a sosirilor în regiunea Nord-Est. Suntem o zonă cu potențial turistic pe care toți suntem de acord că avem. Iarna se consideră că în Nord-Est este extraordinar. Avem Bucovina, avem zonă montană, avem obiceiuri. La noi încă sunt cu măști, tot ce vreți. Lunile cele mai slabe sunt iarna. Și cea mai slabă este februarie, desigur, dar ianuarie este foarte pe aproape. Vara, desigur, e lume mai multă. O să observați că la Iași există un pic în octombrie, de exemplu, unde e Sfânta Paraschiva. Deci avem sărbători naționale, lumea pleacă în vacanță. De ce nu vine iarna aici? Avem la Sănic acum Pârtia, Nemira și nu numai, multe infrastructuri pentru iarnă. Deci problema constă nu numai în capacitate, ci în a crea niște produse turistice, niște pachete turistice care pot fi vândute. Și aici însă vă spun că din ceea ce am văzut și noi, este nevoie ca pe grupuri, pe zone, pe regiuni, toți cei dintr-un anumit areal, și aici abordarea noastră este de 4 helix, adică APL-uri, ONG-urile de promovare turistică din zonă, desigur societatea civilă, dar în primul rând agenții privați, agenții economic privați, pentru că până la urmă APL-ul facilitează, construiește infrastructură pentru a ajunge la obiectivele turistice, dar produsul în sine cine îl creează. De aceea noi aici includem și centrele de cercetare și inovare. Că e vorba de facultăți și în regiunea Nord-Est avem studii de turism de la nivel de licență până la doctorat, pe competență, pe competitivitate. Avem zona de turism activ, avem până și sporturi extreme, dacă știați, există master la Iași de sporturi extreme. Deci, într-un cuvânt, toate aceste viziuni diferite din APL, din privat, din societatea civilă, din cercetare, din educație, din formare de personal și de competențe, toți împreună, cu siguranță că putem lucra ca să găsim produse, pachete turistice. Și să vă dau un exemplu concret. De exemplu, într-o zonă apropiată de Piatra Neamț, cu care avem colaborări mai strânse, găsesc pachete tematice. O zi din viața unui cioban. Mai știu ce altă activitate tradițională. Este un mic exemplu. Sunt pachete pe o zi, pe mai multe și mă bucur că avem aici un tur operator, pentru că exact despre asta știți că nu puteți vinde pur și simplu pensiunea, locurile la pensiune. Trebuie să oferiți ceva turistului. Și problema asta este să gândim împreună programe turistice pe durată mai scurtă sau mai mare, ca să creștem rata de retenție a turiștilor la noi în zonă. Pentru că și sosirile cresc pe măsura capacității de cazare, dar durata șederii nu este mai mare în medie de 2 zile. Și asta este o statistică pe ultimii 2 ani. Am vrea ca turiștii să stea mai mult la noi. Ce le oferim în această perioadă? Și cred că aici am putea centra un pic discuția. Tocmai s-a identificat un punct în statut, da? Care poate fi trecut, facilitarea agenților economici la accesul pe platforme, pe informare, pe asta, a agenților, adică facilitarea conexiunii. Da, deci asta este ceea ce încercăm noi să promovăm la ADR Nordest și pentru asta mergem cât se poate de mult în teritoriu, că mai și pe concept de platforma aia de care ne-a povestit domnul director al Sandei, că ați făcut-o pentru ca un turist să găsească foarte repede. Da, Descoperă Nord-Est este un site făcut de colegii noștri de la Centrul de Studii Regionale, care pune la dispoziția tuturor celor care au informații de interes turistic, modalitatea de a le pune pe acest site. Este un site unic, se cheamă, are și o versiune în limba engleză, este bine structurat pe mai multe secțiuni și de timp liber și de obiective, pe diferite categorii și e în continuă dezvoltare, pe măsură ce apare o nouă ramură de turist pe care o identificăm la noi și ne se pare fezabilă, putem să creăm o rubrică nouă și să punem informații. Vă invit să o vizitați. Descoperă Nord-Est.ro. Chiar așa, chiar cei fără cei 3 de la început. Și aici este loc și pentru agentul privat care vrea să arate că are structură și pentru... Și încercăm în timp să-l conectăm cu un sistem de rezervare centralizat și în colaborare cu agențiile turistice să facem un produs integrat. Este flexibil, deschis, poate să putem să facem pe el și... Aici aveți chiar la ce s-a întâmplat. Nu am contat multe informații de pentru că de-abia a fost lansat și aveți date de contact pe site, orice material trimiteți la colegii noștri, care de comun acord, revizuiți, aranjați fotografii, tot ce vreți să puneți și stabiliți împreună sectorul de pe site unde este mai potrivit și l-am putut pune acolo fără nicio problemă. Deci nu sunt restricții decât de punct de vedere a calității produsului pus pe site. Și intră și se jucă în oraș și pentru mine și din afară și din regiune și din regiune. Astăzi, ce evenimente avem exact. În Nord-Est? Că îmi arăți poze, dacă apare asta, mă. Da? E lansat foarte de curând și deja am primit solicitări mult. Încep să se adune informația și vă invit și dumneavoastră să intrați. Sigur, o să ajungem și acolo, la problema marketingului și acolo. Deci, un lucru aș vrea să fie foarte clar. Noi suntem deschiși în a promova orice inițiativă care aduce plus valoare, mai ales în această. Exact, dar încercăm să facem... Veniți în această asociație de promovare a turismului. Da, încercăm să facem ceva pentru toată lumea în măsură egală, să nu intrăm în conflict de interese, că nu sprijinim pe unii în detrimentul altora. Și de aceea vrem să dăm șansă tuturor, dar ajutăm pe toată lumea cu tot ce se poate. În mod neutru și cât mai binevoitor. Ar trebui să intrăm toate asociații, să fie echitabil și... Bineînțeles, acum, ideea pe care vă spuneam că încercăm noi să o susținem, de colaborare în Quadruplu Helix, ea vine în urma multor studii. După cum poate unii dumneavoastră știți, noi avem o colaborare de ceva vreme cu Olanda de Nord. În cadrul acestei colaborări am mers efectiv din universități la agenți privați, de la agenți privați la APL-uri, am avut discuții și cu ONG-uri pe diferite domenii pe care noi le considerăm că sunt cele mai competitive în regiunea Nord-Est. Și acum sperăm că putem să facem același lucru și pe turism. Nu vă ascund faptul că este un grad foarte mare de fragmentare, cel puțin în prima perioadă de programare, la prima ediție a strategiei pe care astăzi o actualizăm, s-a luat în calcul introducerea turismului ca un punct de competitivitate și ca un sector de nișă pe care să mergem și să obținem multă plusvaloare pentru regiune. Din păcate, era un grad foarte mare de fragmentare. Iar asocierea, ceea ce faceți dumneavoastră acum, este exact ceea ce trebuie. Dar părerea noastră este că, cu cât mai extinsă la nivel și cu privat, și cu cercetare, și cu inovare, și cu societate civilă, cu atât mai ușor am putea obține niște rezultate creative la trendul actual și care să ne ajute, într-adevăr, să ieșim mai repede pe piață. Dar, desigur, formele în care se pot face aceste asocieri sunt multiple. Sunt argumente, domnul Joan Vasănic a avut un punct de vedere, fiind ascultându-vă pe dumneavoastră, fiind să am un alt punct de vedere față de domnul Joan Vasănic, pentru că, în general, noi, autoritățile publice, vedem dintr-un anumit punct. Un primar vine acum cu aspă din privat, din aia. Îi doresc să rămână cu această viziune de privat pe tot mandatul pe cât îl are în administrația publică. Dar, din păcate, zona în care activăm ne schimbă. E o chestie studiată de mulți alții, dar sistemul te schimbă. Da? Acum 8 ani am venit tot la fel din privat și ferm hotărât să revoluționez sistemul public. Nu știu care pe care a reușit mai tare, dar revenind la problemă, eu cred că avem nevoie de parteneri în această asociație din toate categoriile. Pentru că numai așa avem viziunea corectă față de ceea ce se întâmplă în acest spațiu numit turism. Noi creăm nu facilități, ci tot ceea ce înseamnă infrastructură, acces către... La Moinești, clar, acum, și vorbesc că suntem într-o căutare permanentă, măcar pentru un partener să-l avem, ca să finalizăm o bază de tratament și un hotel care este mult așteptat la Moinești. Pentru că nu mi-aș dori ca autoritatea publică să facă asta, că nu este treaba noastră să administrăm hotel și bază de tratament, poate, pentru că avem un spital în subordine și putem să dezvoltăm partea medicală corect și bine și la un nivel competitiv pe piață, inclusiv cu partea privată. Dar pe partea hotelieră, nu știu dacă asta ar trebui să facem noi și încercăm să găsim partea privată care să vină să facă lucrul acesta. Deci, cred că avem nevoie de tot. Cum intră ei în relaționare cu noi, cu asociația, că îi acceptăm ca membri SRL, că îi acceptăm ca membri asociați pentru anul sau ca parteneri. Da? Deci ar putea să devină și membri dacă noi convenim. Și asta poate să fie o discuție pe care să o mai aprofundăm chiar astăzi, cu argumente. Da? Eu am expus argumentele așa cum le văd eu acum, v-am spus, cu frământările pe care le am în perioada asta legată de... Am apelul legat niște incubatoare, la care se poate crește proiectele care vin aproape ca un incubator de afaceri, dacă nu chiar un incubator de afaceri. E un punct de la care putem iarăși... Da, da, o viziune frumoasă. Dar rolul de facilitator al apelului este de necontestat. Dacă tot am propus în prima să argumentăm, eu am două argumentații. Prima argumentație este că un SRL, dacă vine membru în această asociație și asociația începe să aibă patrimoniu și SRL-ul este partea acestui patrimoniu. SRL-ul poate să dea faliment, să duce cineva și execută asociația pentru patrimoniul SRL-ului. Pe când UAT-ul sau alte asociații nu pot fi în această situație. Un parteneriat este cel mai bun pentru că poți să faci parteneriate cu oricine, SRL, cu alte asociații, pe obiective clare, precise. Și din acel parteneriat reiese partea de aport și de beneficiu a SRL-ului, partea de aport și de beneficiu a UAT-ului. Mă dați că intervin. Să nu curcăm un lucru. O cotizație nu înseamnă că sunt acționar la asociația. Da, 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 asociatul este acționar. Într-o asociație, membru, într-o asociație, un membru este cum e asociatul. Și are cotizația asta, nu înseamnă că duce și ia tractorul de la cotizație. Da, da, membru înseamnă că ne asociem. Dacă nu vrem să avem patrimoniu niciodată, ceea ce e puțin. Toate asociațiile de promovare din România sunt compuse în principal din acționari privați și cu sprijinul OAT-urilor. În ce privește exact starea de fapt de la noi, eu v-am spus că noi sunt singurul care sunt de zona aceasta, nu este nicio problemă. Pentru mine, voi fi activ prin patronatul ăla. Nu vorbim contradictori acum. Dar nu contradictori, numai că vrem să lămurim niște lucruri. Argumentul meu este că dacă această asociație o să aibă un microbus care să transporte turiștii, dau un exemplu, atunci ăla este un patrimoniu. Nu are niciuna, nici cea mai puternică asociație din România, niciun alt de nu are patrimoniu. Acel patrimoniu îl are și SRL-ul care este membru și Consiliul Local care este membru. De ce ar trebui să aibă asociația asta un patrimoniu? Pentru că este rezultatul unui proiect. Și ăla nu se poate împărți pe 20 de UAT-uri. Dacă punem un proiect să facem o acțiune multianuală până se amortizează un obiect de inventar sau mijloc. Poate ar trebui să definim scopul acestei asociații. Poate am sărit niște pași. Exact. Haideți să definim scopul. Scopul acestei asociații nu să-și facă patrimoniu. Nu, da. Nici de departe. Cel puțin eu. Și doar de... Exact, foarte frumos a spus și îmbrățișez de asta. Să fie un incubator de afaceri această asociație. Adică tot ceea ce punem noi prin efortul nostru, să punem la dispoziție operatorilor privați în definitiv. Că ei trebuie să fie operatori în turism. Și nu publicul. Trebuie să vedem numai ca beneficiari. Trebuie să ne punem problema ca să nu se producă. Asta este și... Să contribuie cu proiectul privat. Poți să muți? Exact. Lucrurile, din punctul meu de vedere, nu se pot lămuri astăzi. Cred că o întâlnire intermediară, o analiză de gen, patrimonial, nepatrimonial, dacă ne limităm la nepatrimonial, rămânem ca o asociație profesională și terminăm. Dacă extindem la patrimonial, eu văd că și Dărmănești și Moinești și Sănicu azi beneficieze pe un proiect de biciclete, și ele vor fi în custodia UAT-ului respectiv, dar atragerea de fonduri să fie făcută de către asociație pentru fiecare entitate în parte. Și atunci, dacă viziunea mea este agreată de majoritate, bineînțeles că o să fie, dacă nu, o analizăm. Dar permiteți-mi următoarea. V-ați dat un exemplu foarte bun și concret. Dacă ați pune pe picioare un sistem de e-bike, să spunem. Așa. Și este promovat de asociația dumneavoastră, ați administra patrimoniu. Ați dat oameni de societăți comerciale. Nu, asociația stabilește. Asociația stabilește. Deci, în momentul deja ce spuneți dumneavoastră ne permite să deosebim două lucruri. Pe de o parte, asociația în sine, constituită din UAT-uri, care este incubatorul, că nu știu cum să-i spun acolo, este structura facilitatoare, care dă drumul la un... lansează o cerere de idee, de inițiative, de proiecte și așa mai departe. Vine proiectul, dumneavoastră, fiind acolo, în această structură, puteți să analizați variantele, opțiunile. Cu opțiunile astea, cine vine până la urmă? Privatul, care e furnizor de biciclete, vine asociația care are trasee. Deci deja se pot separa rolurile. Bun, dar privatul vine și ia în custodie bicicletele, le întreține, le administrează, dar patrimonial vorbind, ele rămân, cu o bicicletă de la șmecheră poate fi 1000 de euro. Ea rămâne ca patrimoniu la asociație, dar fizic este la Stănii Moldova în administrarea ori a privatului, ori a UAT-ului, ori a altor entități. Atunci poate ar fi bine să facem deosebirea, mă rog, e o idee, în o asemenea asociație, între exact limitele de acțiune ale asociației. Până unde este cadrul formal de funcționare și de avizare și de evaluare și ce o să mai fie, de unde pornește o chestie cu mijloace și de unde pornesc obiective și proiecte finalizate. Deci aveți mijloacele, produsele, inițiatorii. Aici bănuiesc că se poate... Nu este timp astăzi. Eu cred că o săptămână de corespondență electronică este utilă și ne mai inspirăm, dar ca și gândiți-vă că dacă Asociația Turismului pe Județul Bacău pune un proiect mare, rezolvă pentru fiecare comunitate în parte speța aia de problemă. Și ați vorbit de e-biking sau de altceva, da? Am dat un exemplu. Bike sau altceva. Oricare. Oricare din astea. Nu stă Măgireștiul, Moineștiul, Stănicul, Dărmăneștiul, fiecare separat. Le face asociația. Este foarte eligibilă pentru că are reprezentativitate și teritorial și de gen. Și atunci ne-am dus cu un proiect și rezolvăm problema. Iar rămân eu așa văd. Asociația să aibă scop patrimonial. Dar acest patrimoniu să fie cu scopul de a deservi membrii asociației. Dacă anul ăsta am 100 de biciclete la Stănic și mâine vreau să le transfer la anul, că nu am nevoie 50 la Dărmănești, asociația stabilește, iau 50 de la Stănic, le duc la Dărmănești. Eu am înțeles exact ce spuneați. Cred că ce va trebui să alegeți la un moment dat va fi rostul pe care vreți să-l asumați. Asta e. Exact ce vreți dumneavoastră să... De unde am plecat? Eu aș merge pe ideea următoare. În primul rând, s-a lansat o idee. Eu, Dărmăneștiul, spun da. Vreau să fiu membru fondator. Deci clarificăm un lucru. Dărmăneștiul este membru fondator, își dorește să fie membru fondator. Ar trebui să vedem până la urmă câți din cei care suntem la masă spun da la această idee. Deci Dărmăneștiul este... Mai departe. A doua chestie pe care eu cred că ar trebui să o clarificăm astăzi. Dom'le, spunem da la ce? Care este scopul acestei asociații? Suntem facilitatori? Suntem, eu știu, o asociație care încearcă ce să facă? Deci cred că a doua problemă ar trebui în timp foarte scurt clarificat care este scopul acestei asociații. Cum ne regăsim noi, și vorbesc din calitate de primar, UAT-urile, APL-urile, cum ne regăsim noi aici? În al treilea rând, cred că ar trebui să ținem cont și de ce s-a întâmplat până la ora asta în jurul nostru. Eu discut cu Gal Valea Muntelui și sunt finanțări exact pe spețe de genul ăsta. Această asociație poate să ajungă la resursele galurilor. Și nu vorbesc de Gal Valea Muntelui, da? Haideți să vedem că și acolo sunt niște condiții care trebuie să îndeplinite ca această asociație să poată beneficia. După aia sunt, eu știu, proiecte punctual care sunt specifice fiecărei UAT, să zic, fiecărui membru fondator, și sunt proiecte care pot fi stabilite între regionale sau microregionale, între UAT-uri. Noi avem ne leagă, nu știu, trasee montane, cu Slănic, cu Dărmănești-Slănic. Poate putem gândi la fel niște proiecte la nivel de regiune sau de Moinești. Sunt lucruri pe care nu le-am gândit înainte. Suntem puși în fața unor situații de a zice da, vrem sau nu vrem, dar cred că în spate trebuia un pic lucrat. Repet, scopul clar, foarte clar. Eu, de exemplu, pot să pun la dispoziție un sediu. Am o clădire, un cămin cultural care este extraordinar, terminat anul trecut, nou, tot, absolut. Pun la dispoziție sediu, dacă nu sunt alte oportunități. Haideți să vedem câte sedii putem identifica la ora asta. Cine este dispus să pună un sediu la dispoziție? Eu am așa ceva. Pe o perioadă, nu știu, sunt dispus să plătesc acele utilități și așa mai departe. Am personal care poate să vină să facă anumite lucruri în perioada asta de început. Am aparatură. Deci pot să pun la dispoziție baza asta. Și cred că și Slănicu are, și Moineștiu. Haideți să vedem ce resurse avem. Definim, așa cum am spus, scopul și după aia putem porni la drum. Adică să nu pornim în grabă și fără să ținem cont de anumite lucruri. Da, eu îmi cer scuze pentru până ajunge la discutarea patrimoniului. Cred că scopul asociației este de a promova, de a ne face cunoscuți. Degeaba avem patrimoniu, avem biciclete dacă nu știe nimeni de noi. Scopul primăriilor, a Consiliului Județean este de a ne face cunoscuți în țară și peste străinătate, să ne promovăm. Ăsta e primul scop al asociației, eu așa văd. Dacă nu ne știe nimeni, degeaba vorbim de incubatoare, de biciclete, de patrimoniu, de Consiliul Director. De-abia după ce ne-am făcut cunoscuți și vedem că vin turiștii, putem discuta și de alte laturi sau de îmbunătățirea statutului. Da, dacă îmi permiteți o întrebare. Când spuneți că vrem să ne promovăm, exact ce vrem să promovăm? Că vrem să atragem turiștii. Fiecare UAD are cunoștință ce poate promova Slănicul. De exemplu. Deci obiective turistice, da, și... obiective turistice, clar, vorbim de turism. Da, deci revenim la exact turism. Asta vrem și noi ca ADR să subliniem, că e vorba de produsul turistic exact. În sine. Fiecare, am vorbit și la Slănic. Spune foarte clar care este scopul la... Da, domnul vicepreședinte, dar noi introducem în Consiliul Local să ne aprobe, să fim parte a unui statut, a unei asociații care are un statut. La rândul nostru avem niște statut, Consiliul Local aprobă să intrăm într-o asociație care nu știe scopul. Tot ce se întâmplă în județ. De asta la Slănic noi am vorbit. Numai puțin că vorbim toți. În urmă cu o lună la Slănic... și prin asociații să reușim să definim aceste pachete și să le oferim la nivel de... La Slănic am vorbit în urmă cu o lună ca fiecare UAT să vină ce oferă ca să promovăm. Cu resursa. Așa promovăm, dar ce promovăm? Și nu știu dacă a apărut undeva, îl întreb pe domnul director dacă a venit un primar... Și eu exact aceeași rugăminte. Dacă aveți pachete turistice... Exact. Putem promova și zilele Moineștiului. Într-un pachet turistic poți promova. Și zilele Slănicului, nu? Sau ale Moineștiului, sau... Turism de eveniment. Da, exact. Așa aveți, am văzut că este și în logo-ul dumneavoastră și că proiectul Țara lui Dada este extraordinar și sună bine. E conceptul gândit extraordinar, e și jocul de cuvinte. Deci, e ca un exemplu. Pe domnul director, în urmă cu 2 luni am discutat la Slănic. A venit un primar cu ofertă, ce poate oferi, nu a venit nimeni. Ne-am întâlnit, acum discutăm, peste 3 luni iar discutăm. Iarăși, eu încerc să duc discuția în pragmatic. Și Dărmăneștiu a spus, da, dorește să fie membru fondator. Eu să știți că mi-am notat după cum așa. Centrul de afaceri. Da, eu am spus da de la început. Trebuie să reluăm. Adele Bacău. Da, vreau să spun 2 vorbe înainte de a mă... Vă rog. Deci noi, Agenția de Dezvoltare Locală, suntem instituție publică de interes local și acționăm în interesul municipiului Bacău. Până în prezent am derulat mai multe proiecte de promovare turistică și avem aici și cu firma Interturba o colaborare. Vreau să mă refer la faptul că, așa cum s-a mai precizat aici, cred că nu ar trebui să ne preocupe în mod deosebit patrimoniu sau... cred că ar trebui să pornim, și spun asta în calitate de specialist în marketing, de la nevoile pe care le avem pentru a înființa această asociație. Deci, înființarea asociației nu e un scop în sine. Deci trebuie să identificăm ce anume ne preocupă să realizăm. Sunt și anumite întrebări pe care ni le pun legat de activitatea asociației. S-a spus aici că se vor putea accesa fonduri europene. Cum se va asigura cofinanțarea? Pentru că s-ar putea ca cel de la Slănic să zică, da, eu nu sunt de acord să dau bani să promovez pe cel de la Moinești, sau invers. Deci un astfel de exemplu a fost la Asociația Zona Metropolitană Bacău. A fost proiect în care doar municipiul Bacău a plătit cotizația respectivă, pentru că la orice proiect cu finanțare europeană se presupune un aport de capital suplimentar. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că posibilitatea de a cofinanța această asociație trebuie gândită foarte responsabil. Dacă ea își propune cu adevărat să acceseze fonduri europene. Noi, ca și instituție de interes local, evident, suntem interesați să susținem această asociație. Noi am derulat, cum am zis, și un proiect pe promovarea turismului cultural, s-a chemat SUSCULT. Am creat o platformă GIS, deci noi în asociere cu partenerii europeni. De asemenea, am creat un portofoliu de proiecte pe care ar urma să le punem în practică în momentul în care am identificat surse de finanțare. Cred că asta s-ar putea face și de către această asociație, să facem un portofoliu de proiecte și să încercăm să le ierarhizăm în ordinea priorității. Deci de ce nu? Cum ar fi promovarea Slănic, promovarea așa mai departe. Închei spunând că municipiul Bacău, desigur, este interesat să participe, urmând să port discuții cu domnul primar și să decidă, pentru că, așa cum s-a mai zis, și aici este o decizie a Consiliului Local al municipiului Bacău, ca peste tot. Deci asta am spus din partea municipiului Bacău. Deci vom, după ce acel grup de lucru va stabili exact care sunt obiectivele, pentru că aici citesc la obiective promovarea altor activități apolitice și fără caracter religios. Deci sună foarte larg. Deci ar trebui foarte clar să vedem ce vrem să facem. Și sigur că e totul de făcut de aici înainte. Ca o completare la domnul Marius Cerghici, vreau să mai precizez. Într-adevăr, cum a spus un antevorbitor, scopul este promovarea turistică a județului Bacău, clar. Ca și obiective specifice, ne putem propune în primă fază, până juriștii clarifică cu partea patrimonială, să dea domnul să avem o asociație puternică cu patrimoniu și cu un cont consistent în bancă, dar până atunci ne putem promova partea de promovare turistică, partea de județ pe zona turistică, prin câteva obiective specifice. Prima dată să fim prezenți la toate întâlnirile grupului de lucru pe regiunea Nord-Est. În al doilea rând, să fim prezenți cu oferte pentru circuite turistice în regiunea Nord-Est, care să treacă prin județul Bacău și prin locațiile propuse de dumneavoastră din zona de unde locuiți. În al treilea rând, ar trebui să colaborăm cu mediul privat, pentru că chiar dacă asociația va avea preponderent membrii unității administrativ-teritoriale sau entități publice, ruperea de mediul privat ar fi o greșeală fatală din start. Și atunci patronatul pe turism, reprezentat aici prin ANAT de domnul Mitică Nănescu, alte entități interesate, nu numai ele însele ca și societăți, ele însele pentru a dezvolta turismul în județul Bacău, trebuie să fie prezente pentru a fi un partener de dialog și nu neapărat social, cât economic, astfel încât să promovăm împreună, printr-un parteneriat public-privat, județul Bacău și să oferim informații, apropo, și de platforma electronică făcută deja de ADR Nordest, după mai de lungi discuții și upgradări și completări, să fim acolo prezenți cu obiective turistice, cu festivaluri locale, cu tot ceea ce înseamnă ceva care se întâmplă în județul Bacău. Că cineva face o serbare câmpenească cu, eu știu, ofertă culinară sau gastronomică vânătorească, să știe că lumea merge acolo și mănâncă, eu știu, ceva la proțap sau... Nu vreau acum să dau exemple, e ora în orice caz, puncte de atracție pentru localitatea sau zona respectivă și să ne regăsim acolo. Pentru că asta spuneam și la prima intervenție, nu suntem acolo, nu existăm. Ca să fim acolo, trebuie să ne batem și să oferim. Să fie cineva care să transmită la administratorul de platformă electronică toate informațiile despre județul Bacău, bineînțeles filtrate de asociație, de o echipă de specialiști în domeniu, astfel încât să evităm și subiectivismul și... Bun, către Fiorel, aici numai aseară ce l-am certat puțin, apropo de ai transmis un mail, ai transmis o invitație. Trebuie să mai asigur că a și primit invitația. Să-l mai invit și personal, că așa este omul la noi, că altfel se simte parcă invitația aia, da, nu-și citește corespondența electronică lumea. Am făcut-o și eu aseară, personal, pentru evenimentul de astăzi. Deci, simt acum că am nevoie de cineva care să mă ajute să promoveze evenimentele. Să ne ajute să facem un calendar. Iarăși vin și spun, m-am suprapus cu câțiva colegi primari cu niște evenimente astăzi. N-am știut de ele. Și nici dânsi de ale mele. Și iarăși lucrul ăsta ar putea să-l facă această asociație. Mi se pare, adică sunt lucruri la îndemână așa și fără... Important este să găsim persoană potrivită pe care să o numim în executiv acolo și care să se ocupe de lucrurile acestea. Cred că cu asta ar trebui să începem. Și după aia să ne gândim la cum vom putea accesa, de ce nu poate chiar și la nivel de Consiliul Județean, atenție aici să nu fim incompatibili, pe legea 350 poate putem să dezvoltăm niște proiecte pentru că sunt în interesul județului. Da? Și e bine să avem în vedere la constituire, la membrii, da? Cine și cum am fi eligibili și pe chestiile astea. Că sunt chestiuni mult mai aproape. Discutăm de fonduri europene și n-aș vrea să... că discutăm așa, cum discută ea la televizor, de multe ori în necunoștință de cauză. De parcă fondurile alea stau undeva pe un raf și ne așteaptă pe noi și ne facem asociația. Nu e așa. Știm cu toții că nu e așa de aici, de la masa asta. Deci, trebuie să identifici oportunitatea și după aia să o argumentezi foarte bine. Drept e că la noi, dacă apare o oportunitate să deschid o linie de finanțare, ne pliem imediat și spunem că parcă n-am mai vrea biciclete, vrem triciclete, că asta se oferă. Nu? Asta e. Da, e o altă discuție. Deci, haideți să continuăm. Eu am punctat puțin legat de obiectul de activitate și de lucruri care mi se par la îndemână și aici, cu permisiunea noastră, am să sar ADR-ul, Măgireștiul. Domnul primar, tocmai ați creat o facilitate de turism la dumneavoastră în comună. Ați spus că nu aveți, nu v-am întrerupt atunci, dar e mare lucru să înființezi un muzeu acolo. Sunt de acord să fim membri fondatori. Cât ați reușit să promovați obiectivul ăla? Mai mult am reușit să promoveți datorită Iorela și datorită dumneavoastră. Pentru că toți cei care au venit la dumneavoastră i-am adus și la muzeu. Au venit și la muzeu și vă mulțumesc. Da. E greu de promovat. Mă bucur, îmi pare rău că atât de târziu ne gândim la această asociație. E foarte târziu, dar poate nu e. Depinde la cine raportăm, domnul Cemar. Ne raportăm la restul țării. Cât de vreme. Nu știu. Pentru noi e târziu, după două mandate. Da, mi se pare că... Pentru domnul Răzvan, zice, mai e perfect, e la început, acum, cu cărămde. Dar să-i dăm drumul și să fim operativ. Când e vorba de o ședință de Consiliu care să aprobe ceva, să facem ședința și să se aprobe foarte repede, să meargă repede. Eu totdeauna după dumneavoastră, domnul. Nu, trebuie cu argumente. Da? Suntem de acord cu mine. Valea Zemeșului, a Bulătăului, are lucruri extraordinare și trebuie doar scoase în evidență, știm cu toți asta. Târgu Ocna. Nici un cap de discuție. Da? Deci, Târgu Ocna și Zănicu sunt tabu, nici nu se mai discută. E o chestie de... Facem o asociație de promovare a turismului fără cele două stațiuni din județul Bacău. Mi se pare un nonsens. Deci renunțăm. Dacă vreți să ne destabilizați, vă retrageți unul dintre ei. Nu, da, vrem să fim... Nu e cazul ăsta. Da. Onești. Onești. Vă duce și noi pește Ștefan dar putem să lăsăm... Nu aveți tu pe abonat. Asta zic. Să duce și noi pe Ștefan acolo, vă rând. În asociație. Cu mănăstire de la Vărzești. Probabil. Aveți Bogdan undeva foarte aproape. Aveți mai multe de văzute în Onești. Nadia, Comă, deci aveți ce problemă. Nu, asta e problema, că nu avem ce. Aveți primar nou. Și știința de a face acest lucru. Uite, de-aia e nevoie de asociație. Tocmai ce punct am mai dat. Mă gândeam la ce spus dumneavoastră, că această asociație ar putea să facă și un calendar. Cred că din fiecare poate ar trebui să fie un reprezentant care să comunice aceste evenimente. Aia, clar. Va fi un reprezentant. Da? Avem o procedură, marțea, până la ora 12, Serviciul Public Județean, conform unei adrese transmise și doar 2-3 OAT-uri, ne transmite evenimentele pe săptămâna viitoare. Măcar cele 10-15 zile până la eveniment să avem timp să ducem pe platformă, turism, Bacău, alea. Nu, de la voi nici pe mine. Bun. Da, Călărești a fost invitat, a confirmat. Aseară am vorbit cu domnul primar, din păcate nu a ajuns. Da? Cu domnul primar Bujor, da? Dofteanu. Da, mi-a spus că o să vină. Deci iar sunt evenimente în localitățile astea, evenimente mari, sărbătoarea din jurul bisericilor cu ramul nașterea Domnului și primarul nu trebuie să fie acolo. Din păcate nu au primit niște reprezentare. Da? Pe partea asta e Moinești. Da? Eu așa am propus, domnul director, poate îi anunțăm și Mecașinu, și Cașinu, mai sunt în jurul ăsta Oituzu și Oituzu are ce oferi. Cașinu cu Miorița și cu toate. Sunt zone frumoase. Sunt zone care trebuie să invităm și pe domnul primar. O mică precizare să mai fac, nu știu, Gal Valea Muntelui e vreun membru aici, afară de mine? Palanca. Palanca, da. Vreau să vă spun 2-3 lucruri din experiența Gal Valea Muntelui. Noi ne-am strâns frumos acolo, mai multe UAT-uri, am stabilit din start cât la sută reprezintă în această asociere publicul și cât privatul. Deci sunt niște reguli foarte clare și sunt chiar și niște condiții impuse pentru finanțare. Deci, ca și țintă, Galul are interesul să obțină finanțări europene. Și atunci, fiecare am stabilit o cotizație care este la fel la toate UAT-urile. Am gândit o strategie să vedem. Parcă dăm 100 de milioane pan, nu? 100 de milioane bani, toată lumea. 10.000 de roli, da? După aia, după ce am stabilit această cotizație și aveam țintele noastre foarte clare, am stabilit o strategie la nivel de zonă, domnule, ce vrem noi? Fiecare UAT, ca să nu ne schimbăm de azi pe mâine. Astăzi vrem nu știu ce să promovăm, dar mâine nu mai vrem aia și ne gândim la altceva și de fiecare dată schimbăm în funcție de cum bate vântul. S-a stabilit o strategie pe 3 ani, da? Și fiecare UAT a venit acolo în această strategie. Strategia făcută de niște profesioniști, cu obiective foarte clare, care vor intra la finanțare în perioada următoare. Din acele sume se asigură cofinanțările pe proiecte, că cineva foarte bine a pus problema de unde avem cofinanțarea, da, și din sumele respective se asigură cofinanțarea. Sunt proiecte, fiecare zonă, fiecare UAT, că vorbim de... beneficiază anual de o anumită sumă, da, se întoarce o anumită sumă în funcție de strategia pe care el a stabilit-o la început, deci proiecte punctuale și proiecte la nivel de zonă. Da? Sunt 7 UAT-uri în acest gal, sunt proiecte care vizează, nu știu, de exemplu, promovare turistică de la Slănic până la Moinești, să zic. Da? Și sunt proiecte care toți cofinanțează acele proiecte mai mari. Ceva de genul ăsta. Galul funcționează foarte bine, da? Fiecare știe că anul viitor va intra la finanțare, nu știu, obiectivul pe care el îl are scris în strategie. Eu care știu că vin cu cofinanțare la proiectul respectiv, n-am ce comenta pentru că mi-am asumat și am aprobat de la început, chiar și vis-a-vis de conducerea acestui gal, știu că inițial a fost fiecare primar, era nu știu cât 6 luni, acum mi se pare că s-a renunțat, se merge. Deci e o chestie foarte transparentă, foarte bine a funcționat, ce n-a mers s-a corectat din timp, se obțin acele finanțări europene, adică sunt niște lucruri foarte bine puse la punct și care au dat rezultate. Cred că ceva de genul ăsta, pentru că dacă vom merge în Consiliul Local cu cofinanțări, chiar cu acea cotizație de 10.000 de roni, consilierii, pentru a aproba sumele respective, vor cere foarte multe lămuriri. Și atunci, adică ei vor să vadă care este beneficiul localității respective. Direct, care este beneficiul localității? Și atunci, țintele respective sunt în gal, au fost stabilite tot de către comunitate. Au zis, domnule, astea 3 obiective sunt prioritare pentru comunitatea mea vis-a-vis de turism în următorii 5 ani. Și când eu vin să-i spun, domnule, da, trebuie să aprob cofinanțarea sau cotizația de 10.000 de roni, uite, ținta noastră este asta. Voi a stabilit-o. Cele 3 sau 4 sau 5 obiective au fost stabilite la început de drum și ca atare lucrurile sunt foarte clare. Și în timp se văd aceste, rezultate în comunitate. Noi cu strategiile alea am plecat chiar de jos în sus, să zic, de la nivel de, nu știu, școală, preot, ONG-uri, SRL-uri, când ne-am stabilit obiectivele. Și dacă inițial noi aveam niște păreri, noi mă refer la cei care eram în administrația publică, vis-a-vis de turism, la finalul acestei strategii am constatat cu totul altceva. Pentru cetățeni și pentru a atinge țintele, nu erau alea pe care le-am gândit noi. Și alea care au rezultat din analiză au fost prinse în strategie și ele se întâmplă. De ani de zile lucrurile merg bine și mă bucur că sunteți aici, doamna. Și ați văzut cum... Da, ce scuze, nu știu, n-ați spus de la început, da. La Palanca? Da. Da? Palanca, da. Am fost plecată din localitate câteva zile și am primit cu jumătate de oră înainte de 2 informarea. Tot la nivelul ăsta de strategie, am discutat și am spus foarte clar, domnule, în data de... La Palanca se întâmplă următorul eveniment. Toată lumea știe, plăcinte și ce mai avem noi pe acolo. La Târgogna aia, la Dărmănești aia. Deci tot la nivelul ăsta de strategie care rămâne țintă clară. Deci eu sunt convins că dacă vom gândi o strategie de genul ăsta, eu știu că pe data de 8 septembrie trebuie să fiu la Moinești că se întâmplă nu știu ce. Sau... Bun. Atunci, ca să... Propunerea mea este ca să scurtăm, să nu lungim foarte mult asta. Dacă în 2 săptămâni fiecare poate să spună nevoia, că sunt de acord că trebuie să plecăm de la nevoi și să facă niște observații vis-a-vis de statut, poate juridice, poate de altfel, în 2 săptămâni se poate contura formă care să fie transmis, ca în următoarele 2 săptămâni să fie deja lucrat pe el, ca până pe 14 septembrie la orele 13, la domnul primar, eu aș începe prin a delega. Haideți fiecare din cei care suntem la masă să delegăm o persoană care să se ocupe de treaba asta. Eu, de exemplu, la mine, la primărie, am niște oameni care se ocupă de scris. Da. Și el se ocupă de tot, împreună cu ceilalți, de tot fluxul ăsta de informații. Ne angajăm cu toții să transmitem serviciului județean persoana de contact, exact, cu toate datele de contact. Dar prima dată serviciul județean ne transmite statut, propunerea în format electronic pe adresele astea care le-am comunicat și noi răspundem la liniuțele care ne spune. Transmiteți persoana de contact care va lucra chestia. Și deadline-urile, și în felul ăsta cred că putem să lucrăm de la distanță. Dacă sunt, domnul Vlad, dacă aveți, așa cum ne-am expus fiecare argumente și m-am mai notat și câteva chestii pe aici, ar fi bine să le transmitem acum, în perioada imediat următoare serviciului public, pentru ca statutul să plece într-o formă cât mai aproape de cea dorită și așteptată de noi. În 2 săptămâni e 50 de lei. 2 săptămâni obțineți și rezervarea de denumire. Eu cred că rezervarea poate fi făcută de mâine, oricând. Poate să facă o persoană fizică, nu e o problemă. Când o să avem rezervare, când o să avem... dat și pe care le-am strâns, o să ajungă mâine, în cursul zilei de mâine, toate aceste drafturi de constitutiv și de toate celelalte. Dacă pe parcurs există modificări, le faceți cu o anumită culoare, cele modificări pot fi adaptate imediat și le transmise celorlalți colegi, eu știu, spre analiză. Eu am să vă transmit și statutul și tot ce asta la bază la înființarea GAL. Da, pentru că s-a lucrat mult pe... s-au lucrat... Da, deci chiar o să vedeți acolo. Domnul primar, am o propunere ca să fim operativi. Eu sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră. Adică, înainte să ne vedem tot în formatul ăsta, ar fi bine acum să decidem dumneavoastră, pentru că cunoașteți foarte bine situația și sunteți ora stațiune, să vă vedeți înainte cu cei de la Consiliul Județean, că în momentul în care ne întâlnim pentru semnare sau pentru a stabili punctul final, să aveți dumneavoastră exact ceea ce... Că iar începem să ne prezentăm. Tocmai șoteam aici. Am spus așa. Serviciul trebuie să-și asume rolul de coordonator a acestui proiect. Da? Toți să venim în sprijinul dumneavoastră. Propuneți chiar în cursul săptămânii viitoare, dați un mail și o invitație și spuneți, domnule, grupul de lucru cu privire la statutul asociației se întâlnește miercuri la ora 19. Cine este dispus și are de ce veni acolo, că are niște argumente, fine. Cine nu, nu. Și în final transmitem Eu aș zice chiar o copie. Adică să avem curajul să mai inițiem niște întâlniri de lucru. Să avem și noi. Mai informale. O copie după ea, pentru că o scanați și o transmiteți la toți. Să avem baza de... Bun. Deși părea foarte simplu la început, se pare că lucrurile nu sunt chiar așa. Nu sunt chiar așa. Da. Încercăm să tragem concluzii, dar dacă tot am propus asta, eu cred că ne-am atins obiectivul întâlnirii de astăzi. Am discutat concret despre niște lucruri, am stabilit niște pași și niște termene, da? Pe care aș vrea să le repetăm, ca în maxim 2 săptămâni să avem forma de statut, forma finală, cu un ok dat de către membrii fondatori, cu mențiunea ca să fie invitate toate localitățile prin grija serviciului public, acele localități, așa cum s-a subliniat aici, care au potențial turistic, da? Ne asumăm acest risc, sau trebuie să vă asumați dumneavoastră acest risc mai concret, da? Și să spuneți, ăla da, ăla nu. Cel puțin la momentul actual. Pentru că e o decizie pe care trebuie să o ia cineva. Bine ar fi să avem o scrisoare de răspuns, chiar dacă ea este negativă, pentru că în timp se mai schimbă, da, configurațiile în Consiliul Local, primari, și o să spună, acolo nici nu ne-ați invitat. Și e bine pentru serviciul public să aibă dovada transmiterii invitației tuturor acelor OAT-uri, așa cum spuneam, la care dumneavoastră considerați că au potențial. Să stabilim cât mai repede întâlniri informale pe statut, discuții, inclusiv cele în mediul virtual, da, să spun așa, pe mail și schimburile care o să le facem. Și, repet, în 2 săptămâni să avem statutul. După care să inițiem și, iarăși vă rog pe dumneavoastră de la serviciul public, adrese prin care să supunem la vot cele 3 lucruri, Marlena, ce ar trebui aprobat de către Consiliul Local. Haideți să... Da? Sau asta o să discutăm la momentul respectiv. Denumire. Da, mai tare puțin. Denumirea, statutul, actul constitutiv, reprezentantul desemnat de Consiliul Local, sau împuternicirea primarului pentru semnarea documentelor și cotizația. Da? Dar puteți face formatul, inclusiv expunerea de motive, tot puneți pe primarul de serviciu public, local, aprobă. Nu, dumneavoastră vi-l dăm și dumneavoastră transmiteți mai departe. Dar acolo unde știm și ce avem de făcut, haideți să vă ajutăm și noi. Da? Bun. Și foarte important, cât %% e public în ONG-ul ăsta, cât %% privat. E foarte important pentru atragerea de fonduri. De exemplu, GAL-ul e condiționat 49% public și 51% privat. GAL-ul este o asociație, deci, un exemplu. Un exemplu. Nu putem atrage pe GAL fonduri dacă avem mai mult de 49%. Așa cum au prevăzut acum în statut, asociația este persoană juridică privată. Da? Așa e prevăzut acum. Cu toate că fondurile, în majoritate, sunt publice. Aici va trebui, Malena, juridic, să ne ajute puțin, fiind singura secretară de aici. Da? Haideți să vedem această formă legală. Da? Contribuția. Da, dar denumirea persoană juridică privată, o asociere de OAT-uri, trebuie văzută. Da, trebuie analizată această formulare. Deci, În eligibilitatea pe fonduri este prevăzut clar. Unități administrativ-teritoriale, asocieri de unități administrativ-teritoriale sau situații în care, așa cum povestea pe Gal, trebuie să fie majoritar privat. Revenind la privat, n-aș vrea să închei înainte de a spera că vom avea o abordare corectă și față de partea privată. Domnul Nănescu, cel puțin într-o formă de asociere, eu îmi exprim dorința personală a mea, să fim parteneri într-o astfel de asociație. Haideți să vedem modalitatea corectă pentru a ne fi de folos. De folos unii altora. Spre exemplu, domnule Nănescu, dacă sunteți membru în această asociație, nu o să puteți face servicii asociați pentru că este conflict de interes ca FSRL. Pentru că oamenii pun bani și trebuie... Adică e o chestie... Da, pardon, da. Nu te vezi că important este să constatați și pe aceea. Nu a fost analizat și că în timp pe să v-ați mai reflectat. Să spună că, băi, e asociația lui SRL-ul. Mai un pic, vă rog, am și eu o remarcă de făcut, apropo de ceea ce înseamnă promovare, că discutăm de promovare, practic și din titlul reiese, nu numai promovare, și dezvoltarea unui turism durabil de Bacă, nu numai promovarea strictă a ceea ce avem acum, ci ceea ce putem face și dezvolta ulterior, da? Dar am încercat și am realizat, domnul director a mai spus și domnul director ajunct, cu ocazia altor întâlniri, aceste broșuri de promovare, aproape ca niște mici cărți, cu toate datele pe care noi acum vrem să le actualizăm, însemnând o broșură de promovare a întregului județ. Am solicitat tuturor OAT-urilor, dar printr-o adresă să ne comunice și date suplimentare, în afară de ceea ce avem noi. Mergem și identificăm obiective și pe traseu, direct, da? La fața locului. Așteptăm în continuare și foarte bună dacă facem întâlnirea asta și vor participa toți care au potențial, toate UAT-urile. Avem nevoie de aceste date și când ne vom întâlni să ținem cont și de chestia asta. Noi am lansat și adrese oficiale, am fost și la fața locului. Mai așteptăm, pentru că sunt UAT-uri care n-au transmis încă nici la această dată răspunsul. Noi vrem să evităm această broșură în acest an. Pe lângă cele care au apărut, cu Slănin, Moldova și Târgu Ocna, o broșură, a fost cu Fârtea Nemira, au fost în premieră, pentru că nu s-a mai făcut la nivelul județului Bacău așa ceva din foarte mult timp. Și avem nevoie. Oriunde mergeți în altă parte, găsiți și în camera de hotel o broșură, nu un simplu pian câte locuri. Are unitate cu o hartă, cu tot ce trebuie. Omul stă, citește, vede și evenimente și chiar rugămintea pe calendare de evenimente. Nu avem un calendar, uitați, Moinești, da. Au e foarte clar, bine structurat, nu un calendar. Nu avem la nivelul județului. Este chiar acolo afișat. Avem evenimente importante, cum e Tristan Sara, dar am făcut un colaj cu decupaj cu tot, l-am promovat pe site-ul nostru, că avem și noi acest site turism minuță sau minus, sau cum vreți, minuță în mijloc, bacău.ro, inclusiv personalități. Avem și evenimente pe care vrem să le dezvoltăm la Bacău, la Moinești, oriunde în altă parte, cu această nevoie de colaborare și cu centrele de informare. Avem Valea Trotușului, dar cele trei centre de Dărmănești, Târgu Ocna și Comănești. Sperăm să fie și la Slănic sau cel puțin Slănicul acum o să aibă probabil un compartiment pentru așa ceva, că e o nevoie stringentă de asemenea posibilități pentru viitor de a face și de a... promovat singur, nu-i mai trebuia putere. Da. Eu asta e rugămintea să mergem și avem, de exemplu, cum am spus, la Tristan Țara, este evenimentul care urmează la Bacău, de mare importanță și cu conotații internaționale, festivalul Toamnă Bacoviană, dar știți foarte bine și merită și ăsta dezvoltat în continuare. Mai avem simpozionul la care am participat, simpozionul internațional cultural științific Dimitrie Ghica de la Comănești, care e reprezentativ și el și el poate fi dezvoltat, așa că așteptăm și sper să colaborăm și în continuare și să realizăm și această asociație. Mulțumesc frumos și eu. Vă mulțumesc. Da. Haideți să vedem în primul rând cum facem conexiuni. ADR Nordest, mulțumim frumos pentru participare. Vă mulțumim că ne-ați invitat. Chiar am preluat idei și convenit chestia asta. Mulțumim pentru deschidere și pentru prezență, doamna a spus prezență. Închei prin a vă mulțumi, să-i dau cuvântul domnului Mică, dar înainte de asta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o altă veste bună. Astăzi, da, au venit adresele de la Autoritatea Națională pentru Turism. Ne-a fost avizat dosarul pentru stațiune, Moinești stațiune, și urmează o vizită în teren, care mi s-a spus că este o vizită formală pentru a verifica dacă datele depuse acolo sunt corecte. Deci, undeva la începutul lunii octombrie o să fac acest traseu național. Suntem 8 localități cu dosare la avizare și vor face un traseu astfel încât să ne verifice. Sperăm, poate, de ce nu, până la Țărinc Moldova 14 octombrie, da, să avem și vestea și să promovăm hotărârea de guvern și să ne bucurăm de cea de-a treia stațiune în județul Bacău. Mai ales că sunt stațiuni de altfel de recunoscute și cu tradiție în România, care, nedepărtându-și dosarul pentru avizare ca stațiune turistică de interes național, nu apare pe harta turismului din România. Nu apare. Cunosc. Am lucrat cu cei de la Institutul Național de Cercetare în Turism și cunosc toate problemele acum, discutând cu ei de peste 4 ani de zile, de când lucrăm la proiectul ăsta, toate cele. Dosarul nostru a mers în paralel cu Borsecul, de exemplu. Din cele ce le vedeam acolo permanent. Da. Mulțumesc frumos și sunteți invitați în continuare a municipalității, invitația mea personală aceste zile la Măinești. Da? Și astăzi mai avem un eveniment important și la stadion avem evenimente importante, nici n-am ajuns astăzi acolo, dar și mâine, și poimâine, și duminică vom încheia cu elemente frumoase. Vă așteptăm. Turismul de eveniment la Măinești.